Bună seara, stimați telespectatori, ca de obicei împreună la această oră, ca de obicei cu invitații importanți și astăzi vom avea, mare atenție, stați aproape de micile ecrane, pentru că vom avea telefoane în direct, ca de obicei când suntem cu domnul dr. Leyva Ilehar, vă oferim și posibilitatea de a suna și a câștiga consultații gratuite la Vitreon. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, mă bucur să fiu aici în platou. Așadar, să le mai spunem noutăți telespectatorilor noștri. Nu uitați, puteți suna și câștiga consultații gratuite. Aveți un număr afișat pe ecran, puteți suna acolo. Și sigur, suntem la sfârșitul unui an spectaculos, să spun așa, pentru Clinica Vitreon, pentru că, iată, ceea ce discutam și în emisiunea trecută, se poate chiar aici, chiar la Satu Mare, să se efectueze transplant de cornee. O mare realizare și, cum să zic, un vis împlinit sau așa bifat. Este. De foarte multă vreme ne-am dorit să ne extindem activitatea în cadrul transplantelor de cornee. A fost un drum, să zicem, nu cel mai ușor de atins și de parcurs. Dar într-un final am reușit și suntem foarte bucuroși că putem efectua în Satu Mare transplante de cornee. Deja de 2-3 luni aproximativ facem aceste operații. Avem pacienți care ni s-au adresat cu diverse probleme corneene care necesită transplant de cornee și, din fericire, avem și o colaborare bună cu bănci de cornee din străinătate care ne furnizează cornee, astfel încât timpii de așteptare sunt, zic eu, reduși pe cât posibil, astfel încât să putem să deservim nevoile pacienților noștri. Să explicăm și telespectatorilor care nu știu, deci până acum, până nu s-a făcut și nu a fost posibil să fie transplant de cornee, nu prea aveau cei care trebuia să apeleze la acest transplant, am înțeles că e o variantă de ultimă instanță, adică... Sigur, când vorbim de transplantul de cornee, deja este o situație serioasă, o fază terminală, să zic așa, unor probleme corneene care nu se mai pot vindeca, nu se mai pot trata altfel. Și atunci recurgem la această ultimă măsură de urgență, la transplantul de cornee. Până acum unde puteau? Deci era evident, îi consultați? În prezent pacienții, în prezent se mai efectuează transplant de cornee, din câte știu eu, la București, la Spitalul de Ochi și la Iași. Din informațiile pe care le dețin, sper că nu sunt eronate. Și acum facem și noi aici la Satu Mare. Sunt niște operații extrem de delicate, extrem de complicate uneori, atât sigur datorită complexității în sine a transplantului de cornee, cât și a unor boli asociate care pot să fie în cazul a multor pacienți care, sigur, nu au probleme doar cu cornea, pot să fie, să coexiste altă patologie, cum ar fi cataracta, cum ar fi glaucomul, cum ar fi dezlipirea de retină sau alte probleme care impun o conduită chirurgicală complexă, care, sigur, are scopul de a rezolva cât mai bine, de a rezolva cât se poate de mult din patologia pacientului, cu atât mai mult că acești pacienți, în general, îi operăm în intubare, adică îi adormim în anestezie generală și atunci, sigur, profităm de acest lucru ca să rezolvăm cât mai multe probleme posibile. Deci, oarecum, transplantul de cornee
acoperă o sferă mai largă a patologiei oculare, nu se limitează strict la a prelua o cornee, la a înlocui o cornee. De multe ori aceste patologii trebuie rezolvate astfel încât să avem o vedere, pacientul să aibă o vedere în urma transplantului de cornee, adică nu este necesar, nu este suficient doar rezolvarea unui transplant de cornee, doar înlocuirea unei cornei într-o situație complexă, ci este necesar să rezolvăm și alte patologii, astfel încât în combinație cu acest transplant de cornee, pacientul să ajungă să vadă. Da, e destul de dificil a fost ca să se facă și la satul mare, având în vedere că, cum mai discutam, transplantul de cornee este categorisit la genul de transplant de organe și sigur că da, atunci există niște condiții în plus pentru ca să se poată face. Iată că s-au făcut toate demersurile, se face acest transplant de cornee, chiar dacă deocamdată sigur că da, la noi e puțin mai grea procedura de donări, o știm și la organe, nu avem încă acea cultură, dar aveți acea colaborare, da, cu bănci de cornee de, da, din exterior. Deocamdată sursa noastră de cornee este exclusiv din străinătate, de la băncile din cornee, care sarcina, datoria lor este de a preleva cornea de la pacienții defuncți, sigur, și de a realiza o sumedenie de analize de sânge. Pentru că și aici mă gândesc că trebuie niște compatibilități, adică... La cornee, nu, histocompatibilitatea nu presupune o problemă atât de pregnantă precum la transplantul de organe, pentru că știm că cornea este un țesut avascularizat. Nu curge sânge prin cornee. Asta înseamnă că și rejetul, posibilitatea de rejet este mult mai mică decât la un transplant cardiac sau epatic sau așa mai departe, unde histocompatibilitatea își spune cuvântul, da, și este să mult, fie mai, mult mai important. Dar practic, așa pe înțelesul telespectatorilor, practic puteți vedea vederea unui orb, adică unui om care pacienții, nu mai vede. Da, deloc. Exact. Pacienții care nu, care au probleme corneene, în majoritatea cazurilor sunt deja la un stadiu de vedere foarte slab. Văd doar umbre sau numără degete. Cam acolo deja se impune efectuarea unui transplant de cornee. Eu sunt foarte bucuros că în satul mare am reușit să inițiem și să efectuăm două tipuri de transplant de cornee. Transplantul perforant de cornee, care, să zicem, este metoda clasică de transplant de cornee, prin care se decupează cornea în toată grosimea ei și se înlocuiește cu cornea nouă de la donor. Da. Punându-se fire, se face aici o sutură. Aici vedem exemplu, da? Aici e vorba de cealaltă tehnică, cea mai modernă. Această tehnică a intrat în uz abia în 2006, deci este o tehnică tânără, modernă, care este fără sutură și în care noi transplantăm doar un strat foarte subțire din partea posterioară a corneii. Se vede în această animație cum injectăm în ochi acel strat posterior foarte subțire, el are undeva la 10 microni, care a fost decolat de pe cornea donorului. Sigur, merge doar în cazurile bine selectate. Nu toate cazurile de patologii, nu toate patologiile corneene pot beneficia de această tehnică, doar cazurile care se pretează pentru această tehnică modernă.
dar când situația o permite, bineînțeles că are avantaje mult mai mari, această tehnică are avantaje mult mai mari decât tehnica clasică, pentru că, în primul rând, rezultatele vizuale sunt mult mai bune și mult mai rapide. Pacienții care... Această tehnică se numește DMEC. E o prescurtare de la denumirea din engleză a acestei tehnici și e vorba de transplantul de endoteliu, doar stratul, ultimul strat sau stratul intern al corneei se transplantează, nu toată cornea, nu toată grosimea cornei, ci doar stratul intern, care se numește endoteliu sau descemet. Și cel mai mare avantaj este că recuperarea vizuală este este mult mai rapidă și calitatea vederii revine, acuitatea vizuală este, putem să ajungem și la acuități vizuale de 100% după această intervenție. Deci e spectaculos. Rezultatul și, este spectaculos, da? Deci o acuitate vizuală foarte bună într-un timp foarte scurt. Și posibilitatea sau riscul de rejet fiind mult mai mic decât la transplantul cornean clasic, unde se transplantează toată cornea, pentru că noi transplantând o cantitate minimală de țesut, bineînțeles că și rejetul este, riscul de rejet este mult, mult redus. Iar în varianta clasică, unde se coase, unde se pune sutură, bineînțeles că noi prin acele fire se induce o deformare a cornei, un astigmatism care, sigur, până la urmă, după ce se îndepărtează firele, la 6 luni de zile se reglează și se pot corecta. Dar durează mai mult și rezultatele nu întotdeauna sunt chiar atât de bune ca și cu varianta de transplant endotelial. Bineînțeles, această variantă modernă se face întotdeauna acolo unde se poate face, dar sunt situații când cornea este atât de bolnavă, adică toate straturile corneei deja sunt afectate și atunci noi degeaba schimbăm doar stratul intern, că pacientul tot nu va vedea, trebuie schimbată toate straturile. Deci aici se fac în prealabil niște analize. Sigur, da? ca să dăm o indicație că se poate doar asta sau se poate și cealaltă și atunci mergem pe varianta de transplant endotelial. Din punct de vedere medical al chirurgului, este o operație, dacă se poate spune, foarte provocatoare și frumoasă, tehnic vorbind. Și ne place foarte mult să o efectuăm și avem rezultate foarte bune cu această tehnică și suntem foarte bucuroși că putem să facem transplantul endotelial și noi. Data trecută am avut un pacient care chiar a beneficiat de un transplant și care ne povestea cât de spectaculos a fost și rapidă. Ce înseamnă refacere rapidă și reintegrare în socială? Dacă vorbim despre transplantul endotelial, vorbim de câteva zile, până la o săptămână, două, până când pacientul poate să-și recapete vederea complet, pe care au avut-o înainte de problema corneană. Dacă vorbim de transplantul clasic, perforant, acolo lucrurile durează mai mult, uneori luni de zile, dar sunt pacienți care după 2-3 săptămâni deja și chiar și după transplantul perforant deja își recâștigă o parte din vedere și sigur pe parcurs vederea se tot îmbunătățește. În sine, cât durează intervenția? E o intervenție de lungă durată? Da, depinde de complexitatea cazului. Dacă avem patologii asociate, care și acelea trebuie adresate și trebuie rezolvate, e un timp operator mai lung, e un timp operator prelungit. Poate să dureze 2 ore, 3 ore, depinde de...
Da, ce da. E pacientul... Aici sunt cei doi, cei mai tineri pacienți da. Ai noștri, 16 ani și Alex 22-23 de ani cu aceeași patologie, cu keratoconus. Deci, din păcate, asta doresc să subliniez, faptul că, din păcate, iată și la vârste fragede, am zice că, mă rog, odată cu îmbătrânirea suntem mai predispuși la probleme cu vederea, dar iată că și la vârste fragede da. Pot exista probleme. Această patologie, această boală, aș vrea să fac o paranteză. Acum avem o imagine cu un transplant perforant de cornee. Se vede, se văd acele liniuțe negre, acele sunt de fapt niște fire de sutură care poziționează, care fixează cornea nouă, cornea curată, de marginea cornei pacientului, deci donorul care se află în centru și transparent. Eu cred că este chiar Alex, este chiar pacientul cu care am fost în emisiunea trecută, este operația lui, care arată foarte frumos. Deci se vede că noua cornee este curată, este limpede și pacientul vede foarte bine. Deci aici e diferența între cele două tehnici, că în transplantul perforant noi înlocuim întreaga cornee, se pun fire, operația durează mai mult, o oră, o oră jumate. Dacă sunt alte probleme, durează chiar mai mult. Iar dincolo la transplantul endotelian, se înlocuiește doar stratul intern al corneei și de obicei operația durează mai puțin și nici nu este necesară o anestezie generală, o intubare. Se poate face doar cu anestezie cu picături. Deci e incredibil cum a evoluat tehnologia și cum s-a dezvoltat transplantul de cornee, tehnicile în transplantul de cornee, astfel încât să se poată face un transplant de cornee sub anestezie locală. Sub anestezie locală, dar iată că ne bucurăm de aceste evoluții pentru că sunt aduse chiar aici la Satul Mare, adică avem acest privilegiu de a ne putea rezolva problemele da. Chiar aici, pentru că sigur că da, probabil că în alte țări acest tip de transplant a fost folosit de o perioadă mai lungă, adică mai de mult. Transplantul endotelial e din 2006, atunci s-a făcut primul transplant endotelial. Sigur, a tot câștigat popularitate pe măsura ce s-a dovedit eficiența acestei tehnici. Iar transplantul perforant, sigur, este o tehnică clasică care se face de mai da. Mult timp. Care, să recapitulăm încă o dată, afecțiunile în care este necesar, pentru că am zis că transplantul este o ultimă variantă. Da. Practic, e o ultimă variantă de a-și recăpăta vederea. Care sunt cazurile cele mai des întâlnite când se impune da. Transplantul? La tineri, cel mai frecvent este acest keratoconus, care afectează pacienții tineri. Această boală debutează undeva la vârsta de 10, 12, 13 ani, cu un apogeu undeva la vârsta de 16 ani. Apogeu înseamnă că își pierde complet vederea? Se poate ajunge și acolo, da. Se poate ajunge. Cornea are o patologie, are o boală care produce deformarea corneei și pe măsură ce crește această deformare, scade acuitatea vizuală. Până când deformarea poate să ajungă chiar și la perforare și atunci, sigur, e o tragedie, e un dezastru în care uneori nu se mai poate rezolva situația. Sigur, transplantul de cornee se efectuează înainte de a se ajunge la o perforare, astfel încât să prevenim un asemenea scenariu. Mai sunt patologii în care se face transplant de cornee, cel endotelial, cel varianta mai modernă, de exemplu în sindromul Fuchs, care este o boală genetică și aceasta, în care
este afectat doar stratul posterior cornean și datorită disfuncționalității acestui strat, cornea se demațiază, se albește, se acumulează apă în, sau lichid în, în cornee, cornea devine edematoasă și prin înlocuirea ultimului strat, acesta având funcție de pompă care extrage practic lichidul din cornee, cornea se reclarifică și atunci pacientul normal își recâștigă vederea. Mai pot să fie, mai sunt multe patologii sau transplantul e mai frecvent în aceste situații după operații de cataractă, de exemplu, unde cornea pacientului nu a rezistat unei operații de cataractă, că fiecare cornee, fiecare endoteliu cornean are un anumit număr de celule endoteliale finite, care trebuie, în urma unei intervenții chirurgicale, acest număr de celule tot scade. Ele sunt stresate, ele sunt lezate și atunci numărul lor scade. Scăzând sub o anumită limită, apar problemele de edem cornean, keratopatia edematoasă, în care pacientul, sigur, datorită acumulării de lichid în cornee, nu vede clar. Și în urma unor operații de cataractă sau de altă natură, cornea pacienților poate să nu reziste unei intervenții chirurgicale și să apară această keratopatie edematoasă, care necesită un transplant de cornee și acolo se poate face în principiu transplant endotelial de cornee. Astea sunt cele mai frecvente și întâlnite afecțiuni. Stimați spectatori, nu uitați, puteți suna și câștiga. Dacă sunați, sigur, cu anumite întrebări legate în general de probleme oftalmologice, noi acum ne axăm, după cum spune și titlul, mai mult pe transplant și tehnica SMILE, dar și pentru alte probleme, dacă aveți probleme oftalmologice, puteți câștiga o consultație gratuită, aveți numărul de telefon, deci mai aveți câteva minute bune pentru a suna, a interveni și a câștiga aceste consultații gratuite. Revin puțin la faptul că această intervenție este practic, nu necesită o internare a pacientului, da? Adică noi internăm pacienții întotdeauna, fie că este varianta cu intubare, fie că este varianta fără intubare, varianta mai modernă, noi internăm pacienții întotdeauna să îi putem supraveghea, a doua zi să putem face controlul postoperator, deci necesită internare. Noi, o așa, internare, dar de scurtă durată, da? Adică de scurtă durată, dacă toate lucrurile merg conform planului, dacă totul funcționează bine, de obicei, atunci e necesară doar să doarmă o noapte la noi. Da, deci nu necesită o internare mai de lungă durată, iar refacerea, așa cum ai spus, e relativ... Păi sigur, se administrează picături, uneori tablete și acasă, pe care pacienții trebuie să respecte și să și le administreze. Și există o schemă de controle postoperatorii în care noi chemăm pacienții la câteva zile după operație și verificăm tot ceea ce... Auzit lumea și o să audă în continuare, sigur, pentru că este la început acest transplant posibil aici la Satu Mare. Vin oameni, se îndreaptă lume spre a face acest tip de intervenție. Da, avem pacienți din toată țara, practic, care necesită acest tratament și care ni se adresează și facem tot posibilul ca să putem să facem la cât mai mulți pacienți aceste... Da, eu cred, adică neavând, mă rog, decât un loc, poate două în țară unde se mai fac, e bineînțeles... Sigur, și noi depindem până la urmă de cornea pe care ne-o furnizează băncile de cornee cu care suntem în colaborare, dar din fericire e o colaborare bună și timpii de așteptare sunt reduși cât se poate de mult.
Asta spre deosebire, pentru că trebuie să le spunem telespectatorilor că aceste intervenții, chiar dacă se fac de mai mult timp sau sunt mai cu tradiție în alte țări, am înțeles că timpii de așteptare sunt foarte mari, până și pacientul pe care l-ai operat, ai avut intervenție aici, spunea că dacă stătea pe nu știu ce listă de așteptare din Ungaria sau de unde, da, avea foarte mult de așteptat. Deci asta este un mare avantaj. Da, sigur că da. Sigur că dacă la noi timpii de așteptare sunt undeva la, dacă nu zic zile, săptămâni sau luni. În schimb, în alte situații pot să ajungă la ani de zile timpii de așteptare. Da. Ori toate aceste afecțiuni care necesită transplantul, din câte am înțeles eu, sunt oarecum degenerative. Adică cu cât trece timpul, cu atât se înrăutățește situația pacienților. Nu au cum să-și revină, adică sau să stagneze. Situații în care cornea să-și revină de la un asemenea declin este destul de puțin probabil. Deja transplantele de cornee se indică atunci când este un stadiu terminal. Foarte rar se întâmplă ca din asemenea stadii cornea să-și revină spontan sau cu tratament medical. Nu se prea întâmplă, de aceea deja se indică. Și se merge chirurgia. Adică sunt degenerative, practic, cu cât... Aici nu contează atât de mult. O cornee care deja s-a stricat, într-un fel nu se poate strica, nu se poate opacifia mai mult decât dacă e opacifiat complet. Adică aici nu neapărat operația e o urgență medicală. Da. Nu e o urgență medicală. Sunt situații dacă, de exemplu, e, cum am discutat la keratoconus, dacă se perforează cornea, atunci sigur e o urgență medicală. Dar o cornee opacă nu reprezintă neapărat. Adică se medicală. Poate aștepta o perioadă. E urgență pentru pacient. Sigur că pacientul nu vede. Și atunci pentru pacient reprezintă o urgență majoră să ajungă cât mai repede la vedere. Dar nu se strică mai mult vederea sau nu recâștigă vedere mai multă dacă se operează mai repede față de dacă mai așteaptă. Da. Există și posibilitatea ca aceste probleme care necesită transplantul de cornee să fie moștenite, să sigur, sunt provină boli genetice. Genetic. Da, chiar astăzi am văzut o boală genetică, o distrofie Grenau care necesită transplant de cornee și pe care urmează un pacient pe care urmează să-l operăm chiar de aici din satul mare a fost pacientul. Sunt și keratoconusul are caracter genetic, deci sigur aceste boli pot să aibă o latură ereditară. Deci se poate, așadar trebuie ca, mai ales dacă ați avut în familie cazuri, părinți, bunici, să mergeți la timp pentru aceste consulturi și sigur să vă rezolvați probleme. Iată care probleme le puteți rezolva chiar aici la Satu Mare. Puteți suna, aveți telefonul afișat pe ecran, puteți câștiga consultații gratuite la Clinica Vitreum și în Satu Mare, dar și în Baia Mare. Clinica Vitreum funcționează, după cum știți, în Satu Mare cu o clinică foarte modernă care a fost, mă rog, domnul doctor le-a luat pe rând și nu se potolește cum ar veni. Acesta a fost primul obiectiv cu o clinică modernă. Iată acum cu posibilitatea efectorii transplantului de cornee și cine știe ce alte surprize ne mai oferă. Asta este, vorbesc de clinica din Satu Mare. Clinici Vitreo mai găsiți și în Baia Mare, în Carei, pe strada Mihai Viteazu, în Oradea. Da. Deci, practic, în toată zona asta de vest a României. Da. Și, sigur că, da, beneficiați de majoritatea serviciilor medicale, oftalmologice și la aceste clinici, dar mama lor este, o aveți în imagine și, sigur că, da,
intervențiile mai complexe, cum e și transplantul, se efectuează aici. Da, la... păi sigur, noi aici am reușit să facem un spital de ochi, un spital oftalmologic, în care avem posibilitatea să internăm pacienții, să-i supraveghem, să-i întubăm, să-i intubăm, după cum am zis, să facem anestezii generale. Iar anesteziile generale, desigur, în 99 sau 95-99% din cazuri le folosim în transplantele de cornee, dar uneori se mai întâmplă să avem nevoie și în alte patologii, care, uneori pacienții care sunt mai timorați sau sunt mai sensibili, care, sau care nu doresc să treacă printr-o intervenție chirurgicală de altă natură, nu neapărat de transplant, și vor să fie adormiți, până la urmă se poate face anestezie generală și dacă pacientul cere și dorește și dacă din punct de vedere al sănătății, generale a corpului permite o anestezie generală, se poate face, desigur, anestezia generală. Da, deci și pentru alte patologii și pentru alte intervenții chirurgicale oculare, nu neapărat pentru transplantul de cornee. De exemplu, am avut un pacient la care am implantat un cristalin pentru reducerea dioptriilor, un pacient tânăr care a fost mai sensibil și a solicitat sedare. Sigur, acolo n-a fost intubare, dar a fost sedat și atunci toată intervenția a decurs în condiții mai bune, atât pentru pacient care n-a simțit absolut nimic, cât și pentru chirurg care a putut să-și efectueze operația în condiții, în confort maximal. Da, nu mai avem foarte multe minute. Suntem în direct acum, stimați telespectatori. Puteți suna și câștiga consultații gratuite pe ziua de marți. Deci nu pierdeți ocazia. Mai aveți câteva minute, aveți numărul de telefon afișat pe ecran și puteți suna, sigur, nu neapărat pentru probleme legate de transplant, pentru consultații și alte probleme oftalmologice pe care le aveți. Aveți la dispoziție numărul de telefon și puteți fi văzuți la Clinica Viteom în ziua de marți. Să vorbim un pic, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, și despre tehnica SMILE. Da, asta chiar așa cum ai spus, că anul 2022 a fost mai generos cu noi. De-a dreptul spectaculos, am putea spune. Da. Cea de-a doua tehnică nouă pe care am introdus-o în acest an este această tehnică SMILE, care o folosim pentru reducerea de dioptrii. Adică pacienții care doresc să scape de ochelari pot să efectueze această tehnică SMILE pentru a nu mai purta ochelari. Această tehnică este ultima generație de intervenții chirurgicale pentru reducere de dioptrii și se efectuează cu un laser special, chiar îl avem în imagine. Acesta este laserul, da? Da, este laserul cu femtosecunde. Este cel mai evoluat și cel mai performant laser la ora actuală de la firma Zeiss. Ei au cea mai mare experiență în aceste intervenții. Și când se spune că ceva e Zeiss, e Zeiss. Da, sigur. Da. Este vorba, de fapt, de decuparea unei lenticule din cornee cu acest laser din interiorul, din mijlocul corneei. Se și vede în imagine cum laserul decupează lenticula din grosimea, din interiorul corneei, care urmează să fie îndepărtată după această decupare laser, acea lenticulă este îndepărtată din cornee, este extrasă și ea corespunde, prin grosimea ei, corespunde dioptriilor pe care pacienții le au. Da. Și sigur, îndepărtând acea lenticulă, noi practic îndepărtăm și dioptriile pe care le posedă pacientul. Este cea mai modernă
nu doar că este cea mai modernă tehnică, este și cea mai avansată și cea mai bună tehnică de reducere de dioptrii, pentru că are multe avantaje față de tehnicile pe care le-am și le mai practicăm, sigur, și în prezent. Sunt mai multe tehnici de a reduce dioptrii, dar tehnica SMILE este cea mai modernă și cu rezultatele cele mai bune și păstrează o integritate și o rezistență a cornei postoperator mai mare decât celelalte tehnici pe care le utilizăm. Deci, cum scrie și aici, durează foarte puțin, da? Doar câteva secunde. Nu provoacă dureri. Nu provoacă dureri. Totul îl face un singur aparat, un singur laser. Toate inciziile și toate aceste fine decupări se fac cu ajutorul laserului. Aici se vede în animația aceasta cum laserul decupează o lenticulă în grosimea cornei, face o mică incizie de acces la această lenticulă și cu o pensă fină intrăm în zona lenticulei și extragem acea lenticulă care corespunde cu dioptriile pacientului. Și imediat după intervenție, pacientul deja sesizează o schimbare, o îmbunătățire. Deci e spectaculoasă oarecum și această intervenție. Sigur, care după câteva zile deja vederea devine... Și practic scapă de ochelare. Adică, sigur că da, sunt foarte multe meserii care te pot încurca ochelarii. Plus, sigur, grija lor, se mai sparg, îi mai pierzi. Practic ai scăpat de ochelari. Până la ce număr de dioptrii este? În prezent, eficace? Această tehnică se poate folosi exclusiv pentru dioptriile cu minus, fie că e astigmatism cu minus, fie că sunt dioptrii sferă, miopie simplă sau astigmatism miopic, dar doar cu minus. Deci dioptriile cu minus. Dacă vorbim de miopie simplă, până la 10 dioptrii, dacă ne permite grosimea corneană, și astigmatism până la 5-6 dioptrii se pot îndepărta. 5-6 dioptrii deja înseamnă ochelari din aia. Groși. Fund de sifon, de sticlă de sigur, sifon. Cine are deja peste 2-3 dioptrii cu minus, vede doar ceață la distanță, iar cine are peste 4-5-6 dioptrii și la aproape vede în ceață. Nu se descurcă fără ochelari sau fără lentile de contact. Acest tip de intervenție se poate face simultan la ambii ochi sau se face simultan pe rând? în aceeași sesiune de operație se face ochiul drept pe urmă ochiul stâng într-o singură sesiune operatorie. Urmează să apară și pentru dioptriile cu plus, dar încă este în curs de aprobare acest soft, pentru că de fapt este vorba de un soft. Aparatul e același, laserul e același, doar softul trebuie updatat pentru dioptriile cu plus. Suntem foarte aproape de a putea realiza tehnica SMILE și pentru pacienții cu plus. Aici aș mai menționa încă o tehnică, Press Beyond se numește, care o facem pentru pacienții care sunt trecuți de vârsta de 40 de ani, adică vârsta presbiopiei, a nevoii de ochelari la citit, tot cu laserul cu femtosecunde în combinație cu laserul Excimer, deci este o combinație de ceva un pic mai complex, în care un tratament mai complex prin care pacienții care poartă ochelari acum pot efectua acest tratament la nivelul cornei, acest tratament laser, astfel încât să nu necesite ochelarii de citit. Noi puteam efectua aceste intervenții doar prin schimbare de cristalin și implantare de cristalin multifocal,
astfel încât pacienții presbiopi, de la vârsta presbiopiei în sus, de la 40 de ani în plus, să nu mai necesite ochelari de citit și nici la condus, nici la calculator, doar cu cristalin artificial. Dar cu ajutorul acestui laser, cu acestei tehnici presbiond, nu este necesar să umblăm la cristalin, dacă nu e nevoie, ci să facem un tratament doar pe cornee, ceea ce e mult mai simplu, și pacienții să fie independenți de ochelari. Acest tip, această tehnică SMILE, despre ea am mai vorbit și are ceva timp de când o executați aici la Satu Mare. Da. Vine lumea, conștientizează avantajul a scăpat de ochelari. Practic te duci la intervenție cu ochelari și a ieșit fără. Exact, da. Deci în marea majoritate a cazurilor pacienții scapă complet de ochelari. Dacă dioptriile sunt extreme, atunci fie se ajunge la niște dioptrii reziduale care de obicei sunt mult mai ușor de suportat și de corectat, să zicem, cu un ochelar mai subțire, sau uneori chiar dacă rămân câteva dioptrii, pacienții tot se descurcă fără ochelari. Iar dacă dioptriile sunt foarte, foarte mari, atunci, într-adevăr, nu se mai poate face această tehnică laser. Și atunci fie facem implant de cristalin ICL, intraocular contact lens, așa se numește, care e un cristalin special care se așează între iris și cristalinul natural. Avem pacienți la care am efectuat asemenea intervenții și am redus dioptrii de minus 25, minus 28 de dioptrii, foarte mari, și au ajuns să fie complet. Da, e enorm, minus 25, minus 28, sunt oameni care cred că nu mai sperau să vadă niciodată ca lumea. Sau tot așa, cu înlocuire de cristalin, unde tot așa dioptriile acestea extreme, 25, 30, 35 de dioptrii am avut la pacienți la care am implantat cristalin artificial, după extragerea cristalinului natural, desigur, în aceste cazuri. Și pacienții au ajuns să fie independenți de ochelari. Deci există, din fericire, soluții pentru toate categoriile de vârstă și pentru toate tipurile de dioptrii. Da, asta este foarte bine, este o veste bună. Vorbeam de faptul că avem norocul să avem aici la Satu Mare una dintre, dacă nu cea mai modernă clinică sau spital, practic e un spital oftalmologic din țară, și sigur asta face ca să vină foarte mulți pacienți din toată țara, dar nu numai din țară. Știu că aveați intervenții și la pacienți veniți din străinătate, pentru că costurile intervențiilor de aici sunt substanțial mai reduse decât acolo. Suntem în luna decembrie, cu siguranță foarte mulți din concetățenii noștri care stau altundeva o să vină și o să necesite. Și da, într-adevăr, costurile unei intervenții chirurgicale care practic se efectuează cu aceleași aparate, exact aceeași aparatură, exact, dar sunt de 3 ori sau mai mult uneori mai mari în vest decât sunt la noi, și atunci normal că se merită să-și efectueze aceste intervenții acasă. Dar am avut și pacienți care erau cetățeni nemți sau austrieci sau maghiari care au venit la noi și am efectuat aceste operații. Bun, la ei e mai bine pus la sistemul și de decontări. Din acest punct de vedere, sunteți în relație și cu casa de asigurări, da, nu? Pentru anumit tip de intervenție. În prezent suntem în relație cu CASE pentru partea de ambulator, de consultații. Sperăm și suntem în curs de acreditare și pentru a reuși să intrăm în relații contractuale pentru intervențiile chirurgicale, dar deocamdată mai durează. Să zicem că astea ar fi noutățile pe viitor sau astea ar mai fi. Da, asta e. Să putem să și internările să le decontăm pacienților și alte intervenții chirurgicale să fie posibil să fie decontate de către Casa Națională de Asigurări, dar
încă nu suntem chiar acolo. Da, multe felicitări primiți de la foști pacienți, mă refer, care vă felicită. Mulțumim. Mai ales, Doamne, avem și doi domni care vă felicită pentru activitate și care probabil au fost pacienții domnului doctor. Vreau să le spun telespectatorilor că acordați o mare atenție și ar trebui să acordați și dumneavoastră, stimați telespectatori, copiilor. Pentru că este foarte important, am mai discutat acest lucru, ca problemele oftalmologice să fie depistate din timp, pentru că este sigur mult mai ușor de rezolvat. Așa este, e foarte important să depistăm diferența de dioptrie, această ambliopie care poate să apară și este frecventă la copii. De aceea noi tocmai am deschis un departament dedicat special celor mici, un departament de oftalmopediatrie care noi am achiziționat câteva aparate care depistează și tratează ambliopia la copil, dar și la adult. Aceste aparate moderne deja sunt capabile să trateze ambliopia sau ochiul leneș, cum este în denumirea laică, și la adult. Sunt de fapt niște exerciții, sunt niște aparate care cu ecrane 3D, cu care se fac niște exerciții și care stimulează ochiul leneș, ca să recâștige vedere. Și avem rezultate foarte bune și în cadrul acestor. Aici am mai spus care ar fi vârsta la care ar trebui un consult, pentru că sigur un copil nu-și dă seama și nu poate să spună el: mamă, văd cu un ochi mai bine sau cu unul mai rău. Și atunci când ar trebui, care ar fi vârsta la care ar trebui, așa, preventiv, dus copiii pentru consultă? Începând măcar cu vârsta de 2 ani, se pot face deja consultațiile la copii și e necesar, măcar de la vârsta de 2, de la 2 ani, să se efectueze aceste consultații, pentru că diferența de dioptrii predispune la ambliopie și ambliopia se poate trata cu atât cu eficiență mai mare la o vârstă mai fragedă. Iată, aveți aici imagini și cu oftalmopediatria. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Sigur că da, până la urmă este foarte important. Iată, transplantul se face și aici, la Satu Mare, la Clinica Vitreum. Aveți de asemenea posibilitatea, iată, copiii care trebuie și ei din timp să fie consultați pentru a le rezolva din timp problemele. Este mult mai eficace, mult mai ieftin, mult mai cum vreți dumneavoastră. Și sigur, nu uitați tehnica Smile, o tehnică care vă face să scăpați de ochelari. E pur și simplu spectaculos să mergi cu ochelari și să te întorci fără. Plus alte foarte multe tipuri de servicii, începând de la înlăturarea cataractei, care e iarăși o afecțiune des întâlnită, până la tot ce ține de sănătatea ochiului. Vederea este prețioasă, prețuiți-o și dumneavoastră, și pentru asta, iată, aveți și condițiile oferite de Clinica Vitreum prin doctorul Levi Lehar și echipa lui. Mulțumim mult pentru prezența și te așteptăm, că o să anunțăm mai din timp. Vineri era acest tip de emisiuni, telespectatorii noștri probabil și-au ieșit din mână ca să puteți beneficia și de consultații gratuite. Vă mulțumim că ați fost ca de obicei alături de noi. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută.